Doamnelor și domnilor, am ajuns la un alt moment special al acestei gale. Este vorba despre un recital de pricesne și cântece care ne aduc aminte de spiritualitatea românească. Ele vor fi interpretate de următoarea noastră invitată, care vine din județul Hunedoara și este o mare culegătoare de folclor din zona sa natală. La vârsta de 16 ani a debutat pe scena emisiunii Tezaur Folcloric, realizată de regretata Mărioara Murărescu. Un an mai târziu participa la concursul de muzică populară Floarea din Grădină. În 2001 intră în dicționarul personalităților hunedorene pentru munca de cercetare și valorificare a folclorului hunedorean. În 2007 se împlineau 25 de ani de la debutul său, moment în care imprimă un album aniversar. De-a lungul timpului a avut spectacole alături de nume importante din folclorul românesc, printre care Nicolae Furduiancu, Drăgan Muntean sau Ioan Bocșa. Astăzi a venit la București, la Gala Magazin Folcloric, pentru a ne încânta cu un recital de pricesne, cântece care ne fac să nu uităm că suntem români, că suntem ortodoxi. În această seară este acompaniată de grupul Cameral Cantore, dirijor profesor Petrișor Varga. Totodată este alături fratele, cel care ne va aduce momente de poezie religioasă. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, dragi prieteni, în această ediție a Galei Magazin Folcloric o întâmpinăm cu aplauze pe Mariana Angel! Veniți creștini la rugăciune în casa Domnului cel Sfânt. Veniți cu toți plecați genunchii și fruntea voastră la pământ. Veniți cu toți plecați genunchii și fruntea voastră la pământ. Când glasul clopotelor sună și ne vestește sărbătoare, să le pădați grijile lumii și să veniți la închinare. Să le pădați grijile lumii și să veniți la închinare. Strămoșii noștri din vechime pe sub pământ zideau altare și pe furiș la miez de noapte mergeau cu toți la închinare și pe furiș la miez de noapte mergeau cu toți la închinare. Astau sălașurile sfinte pe înălțimi strălucitoare. Puțini creștini mai calcă pragul în zilele de sărbătoare. Puțini creștini mai calcă pragul în zilele de sărbătoare. Marie, nume prea sfânt,
în ceruri și pe pământ. Primește, nemăicuță, mereu la sânul tău și roagă-L să ne ierte pe Hristos Dumnezeu. Marie, nume iubit, sufletului meu mâhnit, primește, nemăicuță, mereu la sânul tău și roagă-L să ne ierte pe Hristos Dumnezeu. Când aud numele Tău, saltă tot sufletul meu. Primește, nemăicuță, mereu la sânul tău și roagă-L să ne ierte pe Hristos Dumnezeu. Primește, nemăicuță, mereu la sânul tău și roagă-L să ne ierte pe Hristos, Fiul tău. La tine vin, Iisuse, iar picioarele se strâng. Trecutul să-mi-l plâng amar, păcatul să-mi-l plâng. Fiecare și-are greutatea sa, numai Tu, Iisuse, ne poți ajuta. Fiecare și-are greutatea sa, numai Tu, Iisuse, ne poți ajuta. Căci am greșit, Iisuse bun, și mare vina mea, dar mii de lacrimi cale te-adun și șera mă ierta. Fiecare și-are greutatea sa, numai Tu, Iisuse, ne poți
și pe hoți. Prin jertfa crucii i-ai spălat și i-ai iertat pe toți. Fiecare și-are greutatea sa, numai tu, Iisuse, ne poți ajuta. Fiecare și-are greutatea sa, numai tu, Iisuse, ne poți ajuta. Tu tot mai trăiești, bătrână mamă? Ție cu supunere mă închin. Mica-ți casă, în seara de aramă, luminează-o pașnic și senin. Mi se scrie că ești tulburată, că ți-e dor de mine neîncetat, că ades bați drumul supărată în paltonul vechi și demodat. În albastre zări ți se năzare gând pustiu, ce lacrimi de val, că la cârciumă într-o încăierare mi s-a înfipt în inimă un pumnal. Mamă, nu-i nimic, deliriu fură gândul tău ducându-l spre prăpăd. Nu sunt bețiv chiar în așa măsură ca pierind să nu te mai revăd. Că-n trecut mi-e inima duioasă, am un vis. Am un vis, un vis pe care îl storc să mă smulg din dorul ce mă apasă și la noi acasă să mă întorc. Eu voi reveni pe când răsfață pomii în floare satul meu tăcut, dar să nu mă scoli de dimineață cum așa cu ani în urmă ai făcut. Nu trezi deșertăciunea cruntă, nici regretul că mă risipesc prea devreme. Pierdere și trudă mi-a fost dat trăind să pătimesc. Să mă rog, tu nu-mi mai dai povețe, nu-i nevoie, duse câte au fost, numai tu ești rează-mi la tristețe, numai tu dai vieții mele rost. Fie-ți, deci, neliniștea uitată, nu-mi mai duce dorul neîncetat, nu mai bate drumul supărată în paltonul vechi și demodat. Jos sub crucea răsturnată într-un sat s-a oprit un om odată. Sta cu fața-n mâini lăsată și cu fruntea îngândurată și cu atunci în cale lângă el, lacrimile-i curgeau-n vale printre tăi.
m-a privit duios și-a pus fruntea-n mâna stângă și-a pus fruntea-n mâna stângă ca și cum ar vrea să strângă ca și cum ar vrea să strângă lacrima ce curgea lângă cruce jos. Fața era albă toată ca de crin, iar albeața ei curată răni de cui. Și atunci plin de mirare mi-am adus aminte care e drumețul din cărare. Ori prin lungi și văd crucile uitate, mi se pare că pe toate stă Iisus care mai plânge. Stă Iisus care mai plânge, plin de rani și plin de sânge ca atunci. Stă Iisus și plânge în coate multa lumii răutate ca să fii lumina mea.
maica mea, maica mea. Să nu lași în pașii mei, să nu lași în pașii mei, să umble oamenii răi, maica mea. Ascultă a mea rugare, ascultă a mea rugare, cere pentru toți iertare, maica mea, maica mea, cere pentru iertare, maica mea, maica mea. Mă duc eu, Doamne, când mi-e sufletul zdrobit și când inima mea varsă plânsul cel mai chinuit. Unde, Doamne, unde, Doamne, să apuc? N-am la cine, n-am la cine să mă duc. Numai ție, numai ție, Domnul meu, pot să spune cazul greu. Unde-mi pot afla iertare? Când toți calcă viața mea, cine altul decât tine mă mai poate alina? Unde, Doamne, unde, Doamne, să apuc? N-am la cine, n-am la cine să mă duc. Numai ție, Domnul meu, pot să spune cazul greu. Unde să mă duc când toate ușile mi se închid și când chiar cel mai aproape e mai rece ca un zid? Unde, Doamne, unde, Doamne, să apuc? N-am la cine, n-am la cine să mă duc. Numai ție, numai ție, Domnul meu, să spune cazul greu. Numai ție, numai ție, Domnul meu, pot să spune cazul greu.
când mor părinții, nu le vinde casa. Ei au trudit în raiul lor cel sfânt. Din când în când mai pune acolo masa, păstrează-le bucata de pământ. Când mor părinții, nu te duce în pripă să calculezi cât ei pe truda lor, ci construiește încă o aripă și ai să vezi că nu le-a fost ușor. Păstrează demn tot ce a fost frumos, masa la care ai stat cu trei picioare, lampa ce arde încă lin, duios, covorul, patul, cele trei ulcioare, așterne iute scoarțele de lână, mâinile mamei te vor mângâia. Și stai pe prispa casei, chiar bătrână, să mai asculți concertul din Vâlcea. Hai, scoate toată apa din fântână, să primenești izvorul înfundat. Mama și tata te vor lua de mână, te vei simți la fel ca altădat. Mai dă cu vară copile pe pereți, să-i păstrezi curați ca pe o icoană. Părinții tăi au devenit peceți, nu alerga după avuții în goană, nu aștepta rugina să le rupă, deschide porțile la casă, largi, toți îngerii te vor veghea. Ascultă, vei fi înconjurat numai de magi. De ce nu vii? De ce nu vii? Ai tăi mereu așteaptă, oftează atunci când văd că ești absent. Stau umbre triste priponite în poartă, nu vor să creadă în visul de suet. De fapt, părinții nu mor niciodată. De fapt, părinții nici nu mor vreodată. Trăiesc în noi. Sunt râu cu apă lină. Sunt stele aprinse peste zarea înaltă. Sunt curcubeu pe bolta cea senină. Tu ia aminte! Casa părintească e locul în care sufletul ție rouă, e vatra noastră veche strămoșească, lumina ce se scaldă în lună nouă. Pentru ce te zbați în patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când El te caută în lume suspine. De ce râzi de rugăciune și de post, de biserica cea sfântă a lui Hristos? Tu nu știi de rugăciune, ce amare șelăciune te-a răpit, cum te-a amăgit cel rău și cel smintit. Biserica te cheamă cu al său glas, ca să fii la rugăciune în orice ceas.
și s-a ascult slujba cea sfântă ce-n altar îngerii cântă. Lui Iisus, heruvim cu aripi multe vin de sus. Și toți cântă cu preotul într-un cor. Nevăzut de ochii noștri ai tuturor, cetete ființe alese prin care darul trinete, Duhul Sfânt să-ntărească El credința pe pământ, credința cea ortodoxă în Iisus, ce în șapte sfinte taine El ne-a pus. Cine trupul Lui primește, cu Domnul se împărtășește. Dragul meu, să trăiești cu nădejdea în Dumnezeu. Cine trupul Lui primește, cu Domnul se împărtășește. Dragul meu, să trăiești cu nădejdea în Dumnezeu. Mulțumim din suflet. Să știți că nu cred că există un loc mai bun pentru a cânta pricesne ca lângă o biserică și într-un centru de oraș, unde puterea sufletelor mult adunate sunt mii de zeci de mii, milioane de suflete adunate la un loc, fac mai mult decât orice forță. Să aveți o seară minunată și Dumnezeu să fie cu noi în fiecare clipă. Doamne ajută! Mulțumim din suflet doamnei Mariana Angel, împreună cu grupul cameral Cantore, dirijor profesor Petrișor Varga. Haideți să-i aplaudăm încă o dată, pentru că au făcut un moment minunat pentru noi în această seară, moment care ne va rămâne în inimi și în sufletele. Mulțumim încă o dată!